știu, mișcările astea din ce în ce mai hotărâte ale doamnei Chioveș și domnului președinte indică o viitoare carieră politică și o eventuală dorință de candidatura domniei sale, pentru că domnia sa are de foarte multă vreme un discurs extrem de politic. Bun, că este actiată după imagine știm toți. Acum ce vrea să facă cu această imagine nu mai știu. Aduceți-vă aminte că până acum câteva, până acum vreo două luni, era mai prezentă în mass media prin mijlocirea doamnei Nicola, Mihaela Nicola, dacă nu mă înșel, care i-a cam făcut PR-ul și al dânsei și probabil și pro bono la SRI. Prin mijlocirea acelei doamne era tot timpul în interviuri, amenința, spunea ce va face. De la un timp, cred că a început să-și dea seama că nu-i mama justiției.